Hello, hello și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vă spuneam în vlogul trecut când am împodobit frumosul nostru brad pe care îl ador că am avut un an foarte agitat. Au fost tot felul de situații pentru care a trebuit să luăm rapid cele mai bune decizii și asta ne-a solicitat foarte tare. Suntem cam epuizați și nici acum pe ultima sută de metri nu suntem mai liniștiți, apar tot felul de întâmplări. Am fost zilele trecute în oraș ca să fac cumpărăturile pentru cadourile de Moș Crăciun. Este o nebunie generală. Milioane de turiști au venit în Londra. E normal că na, e un oraș turistic. Pe lângă ei sunt milioanele de localnici care și ei au treburi de rezolvat, că și pentru ei este Crăciunul, astfel încât toate mijloacele de transport sunt aglomerate, magazinele, multă lume, bulevardele sunt pline. Deci am venit de acolo stoarsă, dar nu mai puteam. Și mă gândeam că, domnule, ce bine că mi-am făcut eu curățenia generală în urmă cu 2 săptămâni ca să stau liniștită. De ce credeți? Azi dimineață când m-am trezit, bătea soarele în casă, era așa de frumos și eu, fiind o fire solară, când văd soarele, sunt ca bateriile, mă încarc și încep, trebuie să fac ceva, am energie și trebuie să o consum. Și de unde mă gândeam că o să stau astăzi așa pe chill, nu m-am trezit, că am început să desfac patul, să schimb lenjeriile, să scutur păturile. Mihai acasă, e și el foarte obosit și a luat o zi de concediu și când m-a văzut cum încep să mă agit, a venit la mine și mi-a zis, draga mea, stop, joc. Deci nu vreau să faci astăzi nimic, tot ce vreau este să ne relaxăm, să ne odihnim și nu vreau să faci nimic. Și pentru că știe că nu pot să stau locului, mi-a propus să mergem la mare. Și am acceptat, foarte bucuroasă, așadar, astăzi o să plecăm la mare. Marea asta este foarte accesibilă pentru noi, nu este nu știu ce călătorie, pentru că este aproape. Noi locuind pe insulă, na, avem mare peste tot. Ajungem acolo foarte ușor cu un tren rapid care face 40 de minute. Și orășelul acesta de pe malul mării este un orășel boiem, vechi, cu căsuțe mici, cu străduțe înguste, întortocheate. E foarte, foarte drăguț și nouă ne place foarte mult acolo. Și pentru că ne dorim să ne luăm o proprietate în acel orășel, m-am înscris pe grupurile, că știți cum e acum, pe Facebook, toată lumea are grup și toate orașele, toate cartierele, toate asociațiile de locatari și mi se pare că e foarte bine așa pentru că oamenii pot comunica mult mai bine și mai rapid și afli tot felul de informații și ăsta a fost și motivul pentru care eu m-am înscris pe grupurile astea, pentru că am zis, domnule, nu cunosc acolo pe nimeni și dacă e să ne cumpărăm o căsuță acolo, chiar vreau să știu cum e comunitatea, să nu mă trezesc că am cine știe ce surprize neplăcute. E bine, de pe grupurile astea am aflat că în orășel este și un târg de Crăciun. Și m-am mirat foarte tare, că mă gândeam, domnule, pentru un târg ai nevoie de așa de o suprafață mai mare, de un spațiu, unde ori fi făcând ăștia târg de Crăciun, că acolo e totul foarte îngust și foarte vechi. Și unde credeți că l-a făcut? L-au făcut pe malul mării, exact în zona unde ne place nouă să stăm când mergem acolo și e de pe malul mării dus așa ușor un pic spre dig. E foarte, foarte drăguț. Am văzut poze făcute de localnici. Mi-a plăcut foarte mult. Dar nu m-am gândit că o să ajung acolo chiar așa acum de Crăciun. M-am bucurat când Mihai a venit cu propunerea asta. Așadar, am oprit toată treaba. Bine că m-am apucat să spăl
lenjeriile de pat, numai bine până diseară când ne întoarcem acasă, se usucă. Așadar, am pus stop joc, gata, nu mai fac nimic și plecăm la mare. Și dacă vă face plăcere, haideți cu noi într-o plimbare foarte super relaxantă, într-o zi însorită la malul mării. E ora 11:04, în 10 minute avem trenul. Am plătit 78 de lire pentru două bilete dus întors. Hello, say hi. Da, da, hi. Acesta este primul nivel al gării. Pe aici circulă Eurostar când se duce la depou. Și noi mai coborâm un nivel și ajungem la peronul de unde luăm trenul către mare. Sunt 5 grade afară și peronul e pustiu. Iată, după ce ieșim din gară, intrăm în tunel, traversăm orașul prin subteran și după aceea ieșim iar la suprafață și aproape că ajungem la mare. E gol trenul. Super. You're going somewhere fun? Yeah, be careful. Da. Le-a plăcut cum sunt decorată cu coronița mea de Crăciun și m-a întrebat dacă merg undeva la o petrecere. Maybe yes, maybe no. Am ajuns, ne-am echipat bine, e soare, dar e foarte frig și gata, haideți să vedem târgul de Crăciun din acest orășel mic aflat la malul mării. Ia uite, în parcul nostru iarba e în continuare verde, zici că e primăvară. Frunzele au căzut, iarba rezistă. Se aud și pescărușii, ca să nu uităm că suntem la malul mării. E așa de liniștit orașul ăsta. O plăcere să te plimbi pe aici. De la linie, curățat, ordonat, tăiat, frezat, îngrijit. Foarte plăcut. Zici că suntem în grădină la Versailles. Știi? Că acolo erau așa da. Pomii, aveau forme geometrice. Ce relaxant. Și Mihai face poze că și lui îi place. E chiar e foarte frumos. Copacii ăștia aici, de fapt e un gard viu, un arbust, cred. Îngrijit, decupat în formă pătrată. Au pus aici o piatră în formă pătrată. Și uite ce frumos e așezată piatra, fix în rând cu tufele astea, tăiate pătrat. Detalii care contează, cel puțin pentru mine. O simetrie care mă relaxează foarte mult. Și sunetul apei, e perfect. E foarte interesant că grădina asta, ori de câte ori treceam pe aici, e aproape goală. Foarte rar am văzut oameni, deși e un loc foarte plăcut și liniștit. Și cu toate astea e foarte întreținută. Da, este foarte întreținută și lui Mihai, îi place. Ca un parc englezesc, așa. Ca un parc englezesc, da. Ce frumos se vede. Cerul senin printre crengile copacilor. Mi se pare așa romantic. Și am ajuns la mare. Cât de superb se vede. Mai ce frumos e. E corect să folosesc acest superlativ
cât de superb. Uitați-vă, minunat. Ce-ți trebuie mai mult decât asta? Soare, liniște și zgomotul valurilor. Târgul de Crăciun este acolo, pe dig. De aici nu se vede prea bine, în primul rând, pentru că e cam departe și apoi pentru că târgul este jos. Noi ce vedem de aici, din partea asta, este zidul înalt al digului. E așa de plăcut încât oamenii stau la soare și au luat cafea. Coborâm la plajă. Pace și liniște. Să te tot plimbi și să te relaxezi. Plaja asta era acoperită cu pietre și acum, în urmă cu 2 săptămâni, aici a fost o super furtună și mă uitam că au spălat, valurile au spălat pietrele până a rămas numai nisipul. Aici erau așa, numai dealuri, dealuri de pietre și acum avem nisip fin. Nu știu cum vor face cei care administrează orașul cu plaja asta, dacă vor readuce pietre. Sunt 2 fete care au intrat în apă și nu au nicio problemă. Fac baie. Wow! Probabil știți că englezii sunt obișnuiți să facă baie în orice anotimp. Am văzut chiar și când era mai frig, venind aici la mare și făcând baie. Și ce credeți? Mai intr-o tipă. Bravo lor! Eu nu aș putea. Dar probabil că ele sunt călite, au antrenament. Că nu cred că poți să intri în apa asta rece dacă nu ai antrenament. Oricât de mult ți-ai dori, faci infarct, așa mă gândesc. Îmi place că una din tipele din apă are căciulă. E în costum de baie și cu căciul, asta e foarte tare. Acum filmez cu telefonul, sper să se vadă destul de bine cum intră oamenii în apă. N-au nicio problemă. Valurile cum vin din larg. Aici e un cot, un dâmb, adică, și se ridică așa, se înalță și după aia se răstoarnă. Spectaculos! Mi-am pus din nou șapca pentru că este foarte frig. Am crezut că pot să merg așa fără șapcă, dar n-am cum. Este într-adevăr frig, frig. Eu cu șapcă și ele fac baie în apă. Stai.
Este minunat locul ăsta, este locul nostru preferat și am venit aici cu toți prietenii noștri care ne-au vizitat în Londra și care au fost curioși să vadă unde e, domnule, locul ăsta care vă place așa de mult. Uite, aici e. Și da, ne place foarte mult. Și acum mergem către târgul de Crăciun. Say hi! Hi! Ce cadru fain, vezi? Vede contra lumină? Umbrele noastre, cum mergem pe potecă, pe podul din portul vechi. Au pus luminițe de Crăciun. Vedeți că se vede? Ce fain, abia aștept să se facă seară. Să vedeți ce frumos o să se vadă. Portul este la reflux. Apa s-a retras și embarcațiunile stau așa pe nisip. Ăsta este digul, unde este târgul de Crăciun. Pentru moment, mai întâi, o să mergem acolo în capăt, unde este farul. La prietenii noștri au acolo un bar. Vrem să vedem cum i-a afectat furtuna, pentru că atunci când a fost furtuna aia de vă ziceam mai devreme că a măturat pietrele și pe plajă a rămas nisipul, ei bine, au fost niște valuri care treceau peste dig. A fost cumplit. Și mergem să vedem cum i-a afectat. Și na, profit de ocazie ca să vă arăt așa un pic cât de frumoasă este marea. Minunată e. Iar acolo, în partea stângă, acolo este Franța. Franța. Da, domnul Crăciun. Vede luna. Se vede luna? Da, uite așa. Wow, ce lună mare! Aia e luna? Da. Se vede un gogoloi mare. Wow, ce lună! Hai să mergem să vedem ce fac prietenii noștri, cum au supraviețuit după furtună. Ia uitați-vă ce frumoși sunt tipii ăștia îmbrăcați. Vă ce-mi plac. Îmi place cum se îmbracă bărbații în Anglia. Majoritatea poartă pantalon de stofă, ori costum, ori sacou. E șarfă, pălărie. Mi se par foarte chic. E cam pustiu la ei, pentru că e frig, nu stă nimeni pe terasă. Uite, au aici la intrare. Open. Open, uite, au deschis, intrăm pe aici. Hai să vedem. Uite, înăuntru e plin. Mă bucur că sunt bine, că au clienți, că furtuna nu le-a dărâmat barul. Vrei vin fiert? Nu vreau vin fiert. Are mult zahăr. O să caut o filmare de pe net să vă arăt cum a fost furtuna aici. A venit valul așa, peste zidul ăsta mare, dincolo e marea, da? A venit așa, până peste dig. Atât de puternică a fost furtuna. Ei, vedeți pe ăștia unde și-au făcut terasă aici pe container? Noi care suntem pasionați de trenuri, ne-am simțit imediat atrași de ideea asta. Vrei să mergem sus pe container? Da, dar nu azi. Nu azi, că e prea frig, nu? Dacă a pus soarele, deja se face frig bine. Uite caruselul. Și intrăm în târgul de Crăciun. În târgul de Crăciun de la Foxton. Să vedem care-i treaba pe aici. Îmi plac mesele astea cu scaune în formă de butoaie. Și pescărușii care țipă. Fain. Haideți, intrăm. Foxton Marketplace. Târgul de Crăciun de la Foxton. Aici s-a amenajat pentru film. Începe filmul Edward Scissorhands. Știți filmul Omul Foarfece? Asta începe acum. Aici pe ecranul ăsta mare. Doar că e foarte frig ca să stai pe scaun și te uiți la film. Ok. Și multe, multe tarabe din astea cu mâncare.
pește. Să vedem ce mai au pe aici. În care stradală? Sticks-uri, mozzarella, supă de ardei, vin fiert, pizza, prosecco, tot felul. Pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Și bineînțeles că e plin. Pentru că fiind un oraș mic, comunitatea este foarte bine sudată și atunci când este un eveniment, toată lumea participă. Ăsta e bradul de Crăciun. Și aici la fel. Sunt multe, multe tarabe. Aici este zona cu tarabe, cu produse, nu mai e mâncare. Și mi-a venit acum o idee, dacă nu cumva găsesc aici păhărelul acela pe care l-am pierdut astăvară. Poate cei care au magazinul de unde l-am cumpărat și care era închis. Ce frumos! Face poze la căței lângă brad, dragi de ei. Da, ok. Poate cei care au magazinul de unde am cumpărat astăvară păhărelul meu în formă de căsuță de plajă, poate au venit aici la târg. Ia să vedem. Chestia e că oamenii ăștia care stau aici și vând, stau într-un frig cumplit, pentru că aceste căsuțe nu au încălzire. Și mi se pare că e un chin să stai aici. Nu știu cât cafea, nu știu cât își imaginează ei că vor vinde, ca să stea așa o lună de zile. Are loc târgul, o lună de zile stea așa în frigul ăsta, ok? Aici sunt globuri și muzică jazz și aici felicitări de Crăciun. Aici au coronițe de Crăciun, coronițe handmade, miroase foarte bine. Hai, ce bine miroase aici. Ok. Aici sunt plăcinte și tot felul de turte și de prăjituri. Aici sunt lucruri din macrame. Ia să vedem, tot felul de decorațiuni, păpuși, prințese. Acolo sunt tricouri. Ia să mai văd ce mai pe aici. Mă, ăștia care fac decorațiuni maritime nu sunt. Eu nu cred că îi găsesc. Cred că rămâne... Aici sunt tablouri din pietre. Foarte drăguț făcute. Da. Astea sunt tablouri pictate. Da. Cred că o să recuperez paharul la vară. La vară sau, cum ziceam mai devreme, uite, astea sunt pentru animale. Sau, cum ziceam mai devreme, să caut pe Amazon sau pe Google și să văd de unde le iau. Mihai Răbdător mă așteaptă să iau tonetele la rând. Ți-a pus căciula pe dos. Ai un colț dedicat la căciulă. Aici sunt prăjituri. Aici sunt săpunuri și parfumuri, iarăși tricouri, iarăși haine, ceramică, handmade. Și aici... Uite așa sunt cu, uite așa sunt cu obiecte maritime. Ia. Ia să vedem dacă nu cumva ori fi ăștia. Dar nu. Nu e ce caut eu. Sunt ceva decorațiuni cu pietre semiprețioase. Nici ăștia nu sunt și cam asta este tot târgul. Și am ajuns iar în zona
cu street food, cu mâncare stradală. Cam asta este târgul, mi se pare foarte drăguț. Adică poți să vii, chiar poți să petreci aici câteva ore bune, mai ales până apune soarele. Că după ce apune soarele, este foarte, foarte frig. Și ascultăm un pic de muzică rock, zic, alături de oamenii din orășelul ăsta minunat. Era să avem fiert. Hai să ne așezăm și noi pe undeva. Ce fain arată băieții ăștia care cântă. Sunt super, super drăguți. Mă duc mai în față. All the adults are looking at the children around here. Au cerut oamenii bis. Ia să vedem cu ce bis ne încântă, pentru că ei cântă foarte bine. So thanks again for having us. Chris James.
prins și luminițele de pe pod. Vi le-am arătat un pic mai devreme, încă nu erau aprinse atunci. Nu știu cum se vede pe cameră. Sper să se vadă la fel de frumos cum se vede și în realitate. Și se vede și luna din ce în ce mai bine. Cam așa arată un orășel mic, pescăresc, la malul Mării Nordului. Liniște, pace, oameni liniștiți, relaxați, mâncare bună, vin bun, cam asta e. Asta e pub-ul la care mergem să mâncăm de fiecare dată când venim aici. Are mâncare foarte bună, cunoaștem locul, cunoaștem personalul. Nu ne place să avem surprize de niciun fel, nici bune și mai ales rele. Ce? Păi nu? Hai, after you. Acum să vedem dacă au locuri. Da, uite, au făcut focul. Ah, ce bine aici. Miroase a lemne. Stai. L-am lovit pe un tip din greșeală. E plin. Hello. Ia. Ia. Thank you. Uite, avem și masă, deși e plin. Perfect. Uite-ți. Ce frumos e, vezi? Vreau să vă arăt ceva foarte simpatic. De când venim noi în acest oraș, de fiecare dată căsuța asta poștală este decorată cu tricotaje. Nu știu cine le face, dar din două în două luni le schimbă și le modifică. Astea sunt pentru Remembers Day, ziua recunoștinței. Trenurile către Londra sunt din oră în oră. Nu avem niciun stres ca să ajungem acasă. Și nici nu e foarte aglomerat. Așa că o să călătorim foarte, foarte ok către casă. Ce bine că e trenul gol. Mergem către casă foarte comod și civilizat. Bye!